Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. De ce am început cu această piesă? Pentru că vreau să le dau ocazia colegilor mei să plângă mâine înainte de votul final. Pe piesa asta. Pe piesa asta, da. Suntem în a patra zi de campanie electorală. Mâine, dragii mei, pregătiți-vă să luați bătaie la gol. Aha. În direct. La buletinul gol. La buletinul gol. Sunteți pregătiți pentru o nouă zi de bătaie? Sau nu, am formulat greșit. Sunteți pregătiți din nou să luați bătaie? Mișara Botezan, mie teamă că mâine așa o să pățiți niște chestii la dezbateri. Da. Veți fi singura femeie înconjurată doar de bărbați și candidați și din public. Pe această cale aș vrea să anunț pe toată lumea de acasă că inclusiv producătorul acestei emisiuni, domnul Ovidiu Mărginean, mă sabotează. Ce credeai, Ovidiu, că n-o să zic? O făcut ceva? Nu, ține cu voi! Ține cu voi ceea ce nu mi se pare normal într-o emisiune unde există și o fată. El a zis că singura chestie care ține cu fetele e când merge la baie la fete. Ne-a reclamat niște nereguli pe care le-ai fi făcut tu, dar nu ne interesează. Cum vedem mâine? Așteptăm mâine confruntarea în care ne vom canibaliza de-a da. Vom da pe față fiecare cum l-am prins pe celălalt cu minciuna și cu autobuzele, cu oameni și așa mai departe. Da. Să nu mai pierdem timpul și vă invit, doamnelor, domnilor și domnișoarelor, cei de acasă, pe care vă respect și vă stimez și pe care vă aștept... Ce, mă, cum e? Mieroasă, mă! Și pe care vă aștept să mă votați la 504-864 cu 0264 în față, pentru că suntem aici în Cluj sau pe pagina noastră de Facebook electorală, facebook.com/răsăriți-de-pe-fix. Să nu mai pierdem timpul și să vedem platforma mea electorală. Să se dea! Bună dimineața! Am o veste foarte bună! Așezați-vă! Lăsați cafeaua din mână! Ochii pe televizor! Elena Udrea și-a dat demisia din PDL pentru că vrea să intre în Partidul Blondelor. Sunt foarte emoționată. Azi dimineață am fost sunată și de Chuck Norris și-a cerut scuze că nu vine la alegeri. Ultima dată când a fost, a ieșit președinte un negru în America. Telefonul meu? Ah, Michael Jackson, nu. Fetelor, eu cred în voi. Voi credeți în mine? O să vă pun la dispoziție numerele de telefon a cel puțin două echipe de fotbal plus rezervele. Dacă mă votați, vă promit că o să schimb la mașini dimensiunea banchetei din spate. Vă promit culoarea roz la semafor în principalele orașe din țară, plus Turda. Pentru blonde, nu va mai fi nevoie de CV la angajare. Puteți merge cu profilul de Facebook. Imediat după ce voi fi pusă în funcție, berea brună
se va transforma în bere blondă. Pe sticla de spirit, în loc de asistenta aia brunetă Mona, vom pune o asistentă blondă, Dona. Pentru blonde, tramvaiul cu dungă mov va circula în regim de taxi. Roa dimineții va fi parfum de firmă. Veți găsi botox pe toate gardurile. Unghiile tehnice vor spăla singure vasele, fără ca voi să vă udați mâinile. Vreți să facem din Facebook Blond Book? Vreți aspiratoare cu putere mare de aspirare a banilor din portofel? Vrei să nu mai fii discriminată și judecată doar după culoarea părului? Îți dorești un păr lung, des și bogat? Votează firul de păr blond! Votează blonda platoului! Vino și tu! Tu, Elena Udrea, în partidul blondelor! Se observă că ați avut public foarte numeros la... Da, de... da, domnule. Și mie câteva puncte de pe lista dumneavoastră de promisiuni și în cazul în care, cine știe, vom ajunge la o situație la care să trebuiască, nu că ne-o dorim, să ne asociem din punct de vedere politic, susțin câteva dintre punctele de pe programul dumneavoastră. De exemplu, unghiile tehnice, că de aceea sunt unghii tehnice. Să fie automate, să spele vasele, cum ați zis. Și au mai fost câteva. Și cu bancheta din spate a mașinii, la fel susțin. Domnul Stan, dar v-ați dat seama după 4 zile de campanie că până la urmă o să mă votați? Da, ați avut un program, ați avut un program mai coerent pe final și de aceea. Dar sigur, rămâne de văzut. Abia aștept să văd. Eu nu sunt de acord cu lucrurile cu care dumneavoastră, domnul Stan, sunteți de acord cu ce este de acord domnișoara Botezan. Păi nici nu trebuie, că oricum nu o să ne asociem toți trei. Mai mult ca sigur. Pe lângă faptul că România abia ies afară să fugă în jurul blocului, să facă un pic de sport, nici măcar să spele vase nu mai pot, că există unghii tehnice. Deci o să fie plin de grași și se vor spăla vasele singure și așa mai departe. Și copiii se vor hrăni singuri și asta nu e treabă. Asta este doar în capetele domniilor voastre. Mi se pare mie sau din nou Adrian Cucu vorbește fără rost. Stai, stai, nu, nu mi se pare. Chiar așa și e. Nu-i nimic, să mergem mai departe, să vedem adevărul și de la alți oameni și alte posibilități de adevăr. Nu, domnul Stan? Da, domnul Cucu, dați dumneavoastră da, dați play la domnul Palid. Independent. Mă numesc Adrian Cucu, iar zilele grele în care doar plângeai, doar înjurai că te-a înșelat și doar mâncai înghețată până ți se răcea inima sau stins, e timpul să venim cu ceva nou, e timpul să ștergem clișeii ca și umilitoarea și până la urmă fraza avem nevoie de o schimbare, așa încât vă propun e timpul pentru modificarea schimbării. Dacă îmi dai votul tău, indiferent dacă ești urâtă, acreierată sau arăți efectiv ca un băiat, vei putea gusta precum doar în vise din liniștea de odinioară, din liniștea pe care o simțeai doar în pântecul din mama ta, adică al mamei tale, liniștea fantezistă pe care ți-o dă creștinismul, frații săi, gata cu bărbații care nu dau atenție micilor bucurii, care urăsc preludiuri, care mănâncă numai carne, care se uită numai pe stradă la femei, ca la niște mici cu muștar care conduc în spiritul mocan, care nu fac înainte duș, înainte de dragoste, nici după dragoste. Ne-am săturat de bărbați libidinoși care vă ating fizic de la prima întâlnire crezând că dragostea se transmite ca și curentul electric. Unde este agentul 007 din visele noastre? În bișnițarul care schimbă lei în ron la colțul străzii, în motocicliștii de viteză care ne omoară decibelii mai repede decât o ejaculare precoce, în zâmbetul fals pe care și-l exersează în oglindă ca să vă aibă în pat ca pe niște mici boluri în care pun cojile după ce spar sămânță. Dacă mă votați pe mine, platforma mea e recolată, va desfăca că bărbații nu conduc lumea, bărbații nu conduc lumea, ci numai o parchează, că vorbele goale sunt aruncate de ei, doar replice furate de la prieteni ca o beție. Singura carte pe care o citește un bărbat în viața lui este o adunătură de ziare la care se uită când stă, de fapt, pe tron.
este necesară demonstrația în care să vedem cineva care merită, în care să avem încredere. Adică la o adică peste ani și ani, el nu poate pleca cu o copilă de 20 de ani să se căsătorească cu ea doar pentru că gem e mai colorat, adică ca un gem. E vremea marilor răspunsuri, doamnelor, în care să auzim și altceva decât nu știu de unde vrei să știu eu ce mă întreb tu. Singurătatea nu denotă nebunie, așa cum vi se bagă în cap de acești demagogi lipsiți de tărie, și nu mă refer la țuică, acești lipsiți de sânul mamei doar pentru că au crescut fizic și au arătat groaznic și au crescut de atâta tatea așa duse pe căutătorii lui încotro. Lasă-mă să te fac din bla 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 și așa alte prostii pe care le spun ei, duhul pe care doar banul, societate, consum, îi mai scoate și imaginea urât, prost, curul. Pe această cale nu fac diferențe, ca să vedeți că mă gândesc imparțial la popor, te chem pe tine, bărbatule, tu care simți că nu faci parte din haita de lupi, tu care simți că locul tău nu e printre ei ciobani, mocani, care vor să te atragă în lumea lor, pentru că nata nu ar rezista nici cât ai zice, pleacă, bă, de aici, bă, nenorocitule. Femeile doresc un partid al oamenilor care zâmbesc, care se întâlnesc, care nu înjură, care zâmbesc și așa mai departe. Nu mai vrem să auzim de genul, uite-o și pe rapandula asta, fac un apel la rațiune, la rațiunea de a fi, la rațiunea de a simți. Mulțumesc, nu uitați, votați Adrian Cucu. Deci după cum ați observat, dragi concandidați, ca să zic așa, în primul rând că eu nu mi-ascund nimic, chiar nimic. Nu mi-ascund ochii ca domnișoara Botezan, ca să nu se vadă ce se transmite. Nu mi-ascund emoțiile ca domnul Stal, ca să nu se vadă ce se transmite. Eu chiar nu mi-ascund nimic. Vă arătați și buricul și asta înseamnă că sunteți buricul pământului, că vă credeți buricul pământului. Domnul Stal, e adevărat, dar sunt deschis oamenilor, la propriu, fizic. E ceva. N-am mai văzut așa ceva, e să știți. E partidul femeilor rănite în dragoste și gravide? Ai, funny girl! Câte ceva am văzut că mai ascundeați prin buric. Da, mai. Asta a fost. Erau niște scame ale trecutului. Domnul Adrian Cucu, ați apelat la nuditate? Da, nu. La, cum să vă zic eu, goliciune sumară. Stând mai bine și gândindu-mă la platforma mea electorală, mi-am dat seama că tot ce ai făcut tu în acest clip electoral mă anulează. Adrian Cucu. Nu se poate. În direct, pe Transilvania Luc, la ora 8 și 10 minute, aveți votul meu. Să văd! La cât pe ce să faceți pe altceva? Deci... cam asta ar fi. Domnul Stan, nu știu dacă ați fost atent. Ba da, am fost atent, dar cred tocmai că am fost atent. Nu-i cu roșu, că știam că se... Vă rog să-l bagi. Trage X-ul cu culoare roșie. Cu orice culoare. Da. Nu contează culoarea. A, deci schimbăm regulamentul. Da, sigur. Domnișoara Botezan, vă mulțumesc că v-ați deschis mințile. Da? Și că ați realizat că până la urmă absolut orice femeie într-o zi va fi rănită și va fi singură. Nu l-ați băgat, n-am văzut. Oricum am mai votat odată, nu? Nu, numai un pic. Cine? N-am mai votat. Niciodată. Partidul Blondelor. Am mai votat odată? Am mai votat luni. Domnișoara Botezan, dumneavoastră cu ce umblați acolo? L-am pus în urnă. L-ați pus în urnă? Da. No, bun, haideți un pic mai încoace. Să verificăm. Domnul Adrian Cucu, n-aveți încredere în mine? Nu, deci n-am încredere. Cum puteți să puneți la îndoială faptul că nu v-am votat? Domnișoara Botezan, dați-mi voie să văd ce ați făcut acolo. Deci știi ce? Eu propun să fie pe live, da? Deci să te duci acum, nu neapărat acum, sau când vrei tu, și să... Să mă duc la Transilvania Live? Să te duci să văd cum convingi oamenii că tu vei fi. Poți să faci asta. Sunt pregătită. Da, da, pentru că văd că umbli cu substraturi și cu șmecherii. Pui după, votezi de două ori... Mai taci! Nu, că e ok. Că nu mai pot. E ok. Hai de capul meu. Și nu mai ieri m-am tuns, acum mi-l aloc părul. Bine, mergem să pe aici. Să te văd. Da, poftiți. Să văd ce faceți și cum faceți. Noi o să vă urmărim în direct. Deja a început lumea să fugă din spatele camerei. Li frică. Hai să mergem. Doamna Georgioan, vă rog să mă urmați. Bun, noi o urmărim de aici. Doamnelor și domnilor, votați blonda platoului. Votați firul de păr blond. O vedem, dacă votați ce tot ceea ce ați crezut că nu veți putea vota vreodată. Hai să vedem aici pe cine găsim. Opa, hai opa. După ea, că eu n-am încredere.
Bună ziua! Nu prea am încredere și se poate întâmpla orice. Vezi să nu trezești pe cineva că e dimineața. Am venit să vă conving să votați Partidul Blondelor. Votați culoarea galben. Votați firul de păr blond. Să am vedem aici... pe cine convinge. Buletinul de vot, nu? Buletinul de vot. Mergem și noi? Să mergem după ea. Adrian Cucu, Ioana Botezan și Dragostan. E simplu. Nu, dar e prima dată când se interacționează cu... Mâine dimineață. În mod direct cu alegătorii. Practic ea dă metaforii. De la 761 din colocatou de... la răsăriți de pe fix. Buletinul ăsta de vot o să vi-l iau. Dar nu e nicio problemă. Veniți și hai vă blondele, așteptăm. Hai blondele. Și pe dumneavoastră, domnul. Trăiască blondele. Mai combinăm lumea, nu? Zic. E goală televiziunea. Bună ziua. Am venit să vă conving să votați Partidul Blondelor. Votați firul de păr blond. Votați blonda platoului. Dimineața la 7.61 la răsăriți de pe fix. Vă așteptăm să votați. Hai să-ți arăt buletinul. Deci e Adrian Cucu, Partidul Femeilor Rănite în Dragoste și Singure și Gravide. Da. Blonda platoului, PB și Dragostan Independentul. Am înțeles. Vă aștept dimineața la 7.61. Dacă vă pot ajuta cu ceva probleme... Ce probleme aveți dumneavoastră astăzi, 14 iunie? Nu mai auziți. De fapt că nu mai auziți. Numai un pic să vă fac un masaj și îmi cer scuze pentru mai că... Mai jos. Mai, pe la spate. Dimineață, în orice moment, vă așteptăm la noi în platou. Da. Înainte să votați cu blonda platoului, vă mai pot face câte un masaj. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Ceilalți ce oferă? Nimic. Nimic. Și nici nu știu cine sunt ei până la urmă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Suntem în plină campanie electorală. Bună ziua. Vreau să avem o discuție. În primul rând, vreau să vă întreb ce probleme aveți dumneavoastră ca să le rezolvăm acum. Aveți vreo problemă în această dimineață? Cafeaua n-a fost bună. Totul este perfect. Înseamnă că faceți și dumneavoastră parte din Partidul Blondelor. Ați fost vreodată blondă în viața dumneavoastră? Nu, nici măcar nu știu. Nici măcar. Dar timpul nu este pierdut. Așa e. Eu vă aștept în orice moment la un salon pe banii mei. Vă vopsesc blondă. Și veniți în Partidul Blondelor, nu? Vin oricum în Partidul Blondelor, dar fără să mă vopsesc blondă. Dimineața la 7.61 la răsăriți de pe fix, veniți, vă dau buletinul de vot și aici, 2, Partidul Blondelor. Da. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că m-ați votat, vreau să vă dau o pistă de cafea, poftiți! Să vedem pe cine mai combinăm să vină în Partidul Blondelor. 2-10-10. Bună ziua, dragi colegi de la Transilvania Live. Vă deranjez pentru că am o campanie electorală foarte, foarte importantă și am nevoie de votul dumneavoastră. Vă rog să nu mă ignorați, vă rog să mă băgați în seamă. Reprezint Partidul Blondelor. Votați firul de păr blond. Votați blonda platoului. O fistă de cafea. Vă aștept la vot. Poftiți, vă rog. Poți să iei două, dar asta înseamnă că votezi de două ori cu mine. Absolut. Bun. Văd aici încă o victimă. Bună dimineața. Sigur că da. Vreau să vă întreb care sunt problemele dumneavoastră. Vreau să mă ocup de problemele dumneavoastră. Vreau să rezolvăm toate problemele în această dimineață. Vă rog. Luați fisa și beți cafea. Care sunt noastră? Aveți probleme? Ceva probleme? Nu bate vântul cum trebuie? Sau nu v-ați trezit pe partea bună a patului? Cu ce pot să vă ajut? Ce pot să fac pentru dumneavoastră? V-am dat fisa. Vă mulțumesc frumos și să nu uitați să votați Partidul Blondelor, firul de păr blond. Vă mulțumesc! Să aveți o zi bună și să faceți știri bune la Transilvania Live! Bună dimineața, fetelor! Am venit să votați Partidul Blondelor, votați firul de păr blond. Adina, da, în primul rând, o fisă de cafea pentru tine, pentru că mă vei vota. Este mită electorală, dar asta nu este o problemă. Da? Ok, mersi, draga.
Sorana, știu că săptămâna trecută te-ai vopsit cumva... Roșcată? Roșcată! Ce te-a determinat să faci acest pas? De ce ai trecut din Partidul Blondelor spre Partidul Roșcatelor? Ioana... Pentru că m-am plictisit de blonde. Pentru că m-am plictisit... Stai așa! Pentru că m-am plictisit de blond. Te rog, ia o cacu. Vă aștept dimineața la 7.61 platoul Răsărit de pe Fix să votați Partidul Blondelor, votați firul de păr blond. Blonda platoului înseamnă bupă. Și pentru că, Sorana, da. Știu că mă vei vota și vei da veste pe Facebook, o să-ți dau ție acest coș cu fise. Îți mulțumesc și numai bine vă doresc, Giurgiuman, de ce ai pus să vă în cucu. Să faceți machiaj și păr frumos în continuare. Salut! Deci mi-am făcut treaba, da? Gata, cam asta a fost. Hai să mergem înapoi în platou. Votați blonda platoului! Giurgiuman, hai în platou! Dumnezeu, trebuie să facem contestație la birou electoral local. Domnul Stan, ați văzut și dumneavoastră care sunteți independenți și știți ce înseamnă? A luat monezi care nu erau ale ei și le-a dat oamenilor. Deci ajută oamenii furând de la oameni și dându-le înapoi, pretinzând că face un lucru bun. Că face haiducie deci, și nu face decât hoție. Exact. Pare rău că ați făcut asta. Votați blonda platoului. E ok. Așa să vă ajute. Okay. Spuneți, domnișoara Botezan, cum luați dumneavoastră din lucrurile altora și dați oamenilor ca și când ar fi de la dumneavoastră? Domnul Adrian, noi ne cunoaștem de multă vreme și... Da. Da, faceți lucrurile astea cu cafea la ora la care este cel mai nevoie de cafea, adică faceți la ora 8 și un pic. Că poate noi dacă ne facem campania la ora 10 nu mai are același efect. Da. Pentru că eu știu să ajut omul. Eu simt problemele voastre în fiecare dimineață. Ce demagog e! Adrian Cucu. Demagog, ca da. Ca să-ți închid gura. Da. Ok. Susțineți-o, putem bani, vota, da, sigur, nu e nicio problemă. Propun să trecem la revista presei, nu? Dacă tot... Dacă tot e să vorbim plătit. Despre mizerii. Sigur. Mai e material? Nu putem trece la revista presei, era cât pe ce? Nu, că am fost marginalizat din nou. Dar dacă da. Această televiziune îmi poate da ocazia să-mi exprim, să-mi dau platforma program, aș fi foarte bucuros. Vă rog, apăsați un buton. E ca un triunghi. Play. Bună ziua, dragi alegători! Sunt Dragoș Stan, candidat independent, iar astăzi sunt însoțit de acești doi superbi câini pentru a trage un semnal de alarmă asupra neregulilor întâmplate în această campanie electorală, când câinele de pază al democrației, presa, a fost ținut în lesă. Când, mai grav decât atât, câinii de pază ai democrației s-au înhăitat și au mușcat însăși democrația. Pe de altă parte, sunt însoțit de acești doi câini pentru a arăta că nu voi face alianțe nici oficiale, nici neoficiale și nu voi împărți osul politic cu ceilalți. Așa cum v-am obișnuit, vin cu soluții la problemele cotidiene. Există problema câinilor vagabonzi, o problemă importantă, o problemă stringentă. Vreau să o rezolv construind, așa cum am promis data trecută, nu autostrăzi invizibile ca replică la autostrăzile suspendate, ci adăposturi invizibile pentru câini. În plus, voi rezolva și problema materiilor prime pentru șaormerii și pentru alte fast food-uri. De la ce credeți că vine hot dog? Sunt Dragoș Stan, poziția 3 pe buletinul de vot. Aștept să mă votați. Pace. A trecut domnul Stan la niște cum să zic eu, la niște lucruri care nu se face. Ce anume? Vreți să ajungeți prin alte și reticluri în inimile oamenilor. Că am folosit animale. Da, bineînțeles, ați adus doi câini frumoși ca să facă lumea, ce drăguț e domnul Stan că i-a adus. Da, campania asta a fost făcută din lipsuri și cu greutăți și foarte dificil, pentru că nici câinii nu erau ai mei. Câinii tângeau după stăpân atunci. Șantaj dat... emoțional, domnul Stan. Da, nu le-am dat grăunțe de alea 3 zile ca să stea liniștit. Grăunțe? Grăunțele dai la aia. Granule de alea, cum se cheamă.
Să tragă da. Pe nas. Să hai să revista. Ne apucăm de lucruri mai serioase, dragii mei. Trecem la revista presei. Să începe. Transilvania Reporter de astăzi, în pagina 12, pagina de vedete, colegul nostru Mihai Nicoară de la Liga Avatar a scris un articol, se numește BIP. Ce înseamnă BIP? Că pe vremuri când dădeam numai BIP-uri, că n-aveam bani de telefon. A, deci nu e că în jur și BIP este. Nu, nu, nu. A, BIP. Bine, îți dau un BIP când ajung acasă și ce? Alea, alea. Cum îl cheamă pe coleg? Mihai. Ah, Mihai. Mihai de la Liga Avatar. Pe mine dacă știi cum mă cheamă, nu? Bun. Nu știam care din ei. Dar eu nici până în ziua de astăzi, scuze, nu știu chestia aia cu primele 3 secunde netaxabile. Era, era așa. Erau netaxabile, erau, într-adevăr? Erau netaxabile. Prin 99, da, știu. Maxim 2000. Când ne sunam între noi și ziceam numai, hai alo! Acolo. Închideam după aia, tălăcea, unde? În parc acolo. Și tot așa vorbeam. Mai ceva ca pe stație. Da, da, da. Hai în parc repede că sunt acolo. Na. Zice Mihai în articol, atât de des auzim bipuri, apeluri primim sau dăm încât ar trebui măcar o dată pe an să îl și sărbătorim, deoarece face parte din peisaj. Toată lumea cu mobilele pe masă, așa cum se și poartă de altfel, colorate, bibilite, cu tot felul de zorzoane, mai ceva ca bradul Irinei Login, împodobit de Fuego. Printre tacâmuri și ciorbe, fiecare posesor de mobil să-și aleagă din agenda proprie și personală niște numere pe care să le apeleze scurt, oră de oră. Uite așa, putem sărbători ziua bipului. Foarte frumos. Colegul nostru s-a gândit, uite, îl vedeți, la oameni la care ar trebui și dumneavoastră să vă gândiți. Oameni da. Care duc dorul bipului. Nu oameni trei care doruri este partidul lume. Blondelor. Sigur, tot felul de probleme din astea bune. Știi cum zic? Adevărate probleme. Nostalgia bipului. Și tot în Transilvania Reporter, voalul de mireasă lung de 2,8 km. Mai lung decât orice autostradă din România. Și cât? Făcută în doar 2 zile. Și cred că mai lung decât cârnatul ăla lui domnul Oprescu, făcut în cartea care a concurat pentru cartea recordurilor, știți? Cel mai lung da. Cârnat din lume, făcut de domnul Oprescu. Sigur, voalul figurează în cartea recordurilor. Un alt record îi aparține unei mirese din Turcia, pe a cărei rochie au fost montate 45.000 de cristale Tchaikovsky. Da, da. Corect. De la noi din județ, vă zic, din City News. Știm despre comuna Baciu, știm despre pădurea Baciu, că acolo ar fi ceva fenomene paranormale. S-ar fi înregistrat de-a lungul timpului. Ei, s-a înregistrat un record la alegerile astea în comuna Baciu prin faptul că un singur vot l-a scos învingător pe primar. Un singur vot a făcut diferența între învins și învingător. Uite că nu cred. Da. Astfel, avem parte, sau cei din Baciu au parte de un nou primar, în vreme ce fostul primar n-a fost introdus măcar la Consiliul Local al comunei. Se chiar pune în practică, votul tău contează. Da, asta a fost sloganul care a umplut. N-am mai auzit asta. Păcat că-i secret votul, că cel care a dat ultimul vot, nu mai construiește casă, vilă sau îi face ceva, că votul lui chiar a contat. Am înțeles că în comuna Luna, de lângă Câmpia Turzii, a fost diferență de 4 voturi. Da. Așa ceva, cât o fi, mă. Cât o fi valorat votul ăla? Da. Cât să coaste? Cât să coaste? Da, câte mult, când de ulei? Mult. Câte? Ce ulei? Ziceți dumneavoastră din adevărul, că am înțeles că vreți să dați cu adevărul. Da, am o știre foarte interesantă din acest ziar gros. No, fiți atenți aici, ca să vedeți că noi prin campaniile noastre ne putem obosi, putem să murim înainte de vreme, necăsătoriți și fără copii. Așa că dacă am fi poate mai liniștiți și am muncit mai puțin, am ajunge ca domnul acesta. Are 107 ani, Nicolae Petru Păsculescu. 107 ani, dar ce e și mai interesant, e că are 2 fete. Și fetele câți ani au? Una 78 și una 74, frate. Dar le-a făcut târziu. Dar nu știu când le-a făcut. Le-a făcut foarte târziu. Deci asta este, domnul Cucu, dacă vrem să ajungem la o vârstă venerabilă, trebuie să facem copii târziu. Exact. Să ne căsătorim târziu. Exact. Sau niciodată. Exact. Bă, cum e să ai 2 fete, mă? Una de 78 de ani și una de 74, mă. Wow! Și oare ce ia tata cadou? Tot un goblen sau... E un joc, nu te supăra, frate. Mi se pare... Eu sunt sigur, am mai întâlnit oameni care arată foarte bine la vârste înaintate și
Ideea este că Cică n-au vicii. N-au vicii. De asta au ajuns la vârsta de asta aia, au ajuns la vârsta asta. Deci n-au niciun viciu, înțelegi? Nici. Tu știi ce aia să n-ai niciun viciu? Da. Eu ce să mai... Domnul Stan, știi ce aia să nu aveți viciu? Știu ce aia. Că ați văzut la alții? Vicii. Da, îi dorim. Nu știu, deci cum poți să zici când împlinește 108 ani? Cum îi zici? La mulți ani! Cum da. Să zici la mulți ani? Să ajungă la 300? Cred că până acum i-au murit două broaște țestoase. Asta e ca aia, că era un bătrân la 70 și ceva de ani la starea civilă și vrea să facă o programare și zice: vă căsătoriți? Nu eu, tata. Și de ce n-a venit el? Pentru că nu-l lasă părinții. Ar putea intra la categoria exact. Asta. Foarte tare știrea. Eu noi dorim sănătate, deși cred că are destulă, și la mulți ani atunci. Da, mai știu eu un tată și o fică care și-au pus pirostrile în acea zi. Serios? Tu l-ai, Doamne. Deprimant. Dar la vârsta asta, da, nu deprimant, interesant. La vârsta asta eu cred că nu-ți mai faci probleme de sănătate, de câți ani, te plictisești pur și simplu. Ce să... Stai seama că nu cred că îl interesează alegeri, cine e președinte, ce s-a mai inventat, am bani să-mi plătesc curentul. Deci cred că n-are absolut nicio problemă. Și bea numai apă, sunt sigur că are ceva în apă, i s-a pus ceva în apă. Nu i s-a pus nimic în apă, că dacă îi se punea ceva în apă, mura Adrian Sucu. Și ce așteaptă el, spun eu, e vânătorul să-l împuște. Da. Bun, hai să vă zic din ziarul Click de astăzi. Elevii bătăuși vor ajunge la școala de corecție. Da, e bine că știm acum. Cazurile de violență între elevi au ajuns la cote istorice. Îngrijorați oficialii din educație introduc cazierul școlar. Iute. Da, da. Toate bătăile, furturile, agresiunile, înșelăciunile și infracțiunile sunt înregistrate, iar vinovații pedepsiți aspru. Circula ieri o băncuță, adică un bănculeț pe Twitter. În urma recentelor violențe din școli, Ministerul Educației va introduce boxul ca materie obligatorie. Da, să știu. Să-și da, omul dacă are frustrări, da. Să... Deci acum vor ajunge la școala de corecție. Anii trecuți ajungeau pe YouTube. Da. Și la știrile. E o trecere. Da. Mă, Standa, nu se schimbă vremurile? Da, nu zici tu bine acum? Hai să vă mai zic tot din Click. Haulă, dar ce palate mișto aveți! Despre ce este vorba? Reporterii englezi au pătruns acolo unde niciun ziarist nu a ajuns vreodată. Bineînțeles că nici săpunul sau dușul n-a ajuns în palatele. Da. În palatele. WC-ul cu apă cu siguranță n-a ajuns, că WC-ul l-a în spate. Glumești. Hai să vă arăt, fii atent acolo pe poze. Poza de sus, stânga. Dacă vrei să te vadă lumea, e musai să ai vilă la stradă și cât mai înaltă, toti. Da? Fine. Turlele de la palatele țigănești sunt un semn care marchează bogăția proprietarilor. O vedeți pe doamna aia care stă acolo în living. Zice: asta e sufrageria, canapelele la pluș, le-am ales chiar eu. Ce tare! Asta e cam bancul ăla, știi, cu țiganii care merg la vecinul și zic că poți să mai văd o dată toaleta? Și ăla zice da, iar arată toaleta, după aceea zice la nevastă, zice: hă, Pirando, hai să vezi că ăștia au closet din aur, hai să-ți arăt, du-te mă că mă minți, ha, tu să tărăcă toate din aur. Toate la ușă deschide nevastă sa, ne lăsa să mai vedem o dată closetul din aur. Și nevastă sa strigă la soț: bă, mitică, hai aici că iar ori venit ăștia de s-o cufurit în saxofonul tău. Așa că stai să înțelegi că ai zis sacofon. Saxofon. Sacofon. Mă pufnea râsul. Mai este o domnișoară într-o cameră imensă pe un pat. Hai, cea domnișoară. Haide. Haide în saxofon. Este un nene care tot așa stă într-un dormitor pat imens. Hai, ce mi-am făcut copiii. Ce tare, e foarte tare. Unul stă pe un hol și are pe perete o bagnotă de asta, un dolar. Pe hol îi stă bine dolarului, să fie belșug în casă. Ai de mine. Și ăla din dreapta cred că e vânător, că are numai în toaletă au WC, ci că fotoliul din WC e ca să-ți vină pofta să-ți faci treburile. Treburile. Vină pofta. Dacă așa e, pofta vine mâncând. Și la intrarea în casă ne omenim musafirii.
Știți ce e remarcabil? Că astea cu dolarul le-am mai văzut. Cu plușul, cu toate alea, cu aurul. Dar cu WC-ul în casă n-am văzut la ei. Nu, de jur. Pe bune, știam că nu există așa ceva. Asta e prea tare. Da, numai lucruri bune în, în clicul de azi. Hai să vă mai zic. Hannah Montana dă 25.000 de euro să arate așa. Arată ea într-un fel, e o simpatică. Miley Cyrus, știți? Hannah Montana apare pe toate pixurile, pe narele. Nu știam. Da, e aia, Hannah Montana, aia pe care o plac copiii și nu o suportă adulții. Sigur că da, uite-o pe copiluța asta. Cine e asta, frate? Hai, Hannah Montana. În toamnă. Doamne, e nebunie la între copilași să-și cumpere ghiozdan cu Hannah Montana, penar cu Hannah Montana, așa au niște prețuri de pe zi, pe zi, da, de pe picioare. Și asta umblă cu Justin Bieber? Nu. 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 Nu? Dar ce are cu Justin Bieber? Am auzit în cască. E un fel de Justin Bieber, dar în varianta Justin feminină. Nu, e Justin Bieber, că Justin Bieber e varianta feminină, da. Justin Bieber. Asta e Justin Bieber. Justin Bieber. Și mai joacă ea în puține filme porno, dar asta nu înseamnă, dragi copilași, că nu trebuie să vă uitați la desenele și filmele. Serios? Chiar joacă? Hai, nu! Știi tu? Am jucat cu ea! Numai că tu era aia care avea replici. Bun, bun, Adrian. Hey, tot despre copii și tot despre camere de filmat, Bac pe Street anunță evenimentul zilei de la camere Full HD la Mânării cu voia primarilor. Promisiunea inedită a unui edil. Despre ce este vorba? Din acest an este obligatorie monitorizarea video. Problema este că în vreme ce la unele școli sunt camere HD și chiar sunet, adică te pot simți camerele dacă miști ceva, simte, și dacă discuți cu colegii, probabil următorul pas este să bage și ceva senzori olfactivi ca să se simtă mirosul banilor care s-ar putea da, nu? E, zici tu ceva. S-ar putea șpăgui supraveghetorii. Cinema 7D, dacă te vede că copiezi, să-ți arunci un nou în cap. Poc, ăsta-i! Așa, spuneam că în vreme ce la unele școli sunt camere HD și există din astea de sunet, în alte școli sunt camere din alea web foarte vechi, care filmează sacadat. Deci poți să împingi plicul, poți să miști caietul de 5 ori până să te prindă. Asta n-ar fi cel mai grav. Cel mai grav este că la o școală din Constanța, de exemplu, există riscul să nu meargă curentul acolo pentru că nu s-a plătit factura de foarte mult timp. Ca și cum asta n-ar fi suficient de grav, vă mai anunț că la o școală din Olt, de fapt într-o comună din Olt, primarul a promis elevilor în campanie, mai în glumă, mai în serios, că va tăia curentul la examen. Câțiva dintre colegii noștri chiar au început să creadă asta, se laudă unul dintre elevii din Olt. Fain. Foarte tare, foarte tare. E din ce în ce mai bine la noi în țară. Dragi colegi, am găsit soluția, pentru că nu e așa, suntem în această campanie electorală răsărită de pe fix. Dragi elevi care dați bacul, învățați înainte un curs de editare video și o să scăpați de problema asta camerelor, măi. Îți dai seama, învață puțin zbanc. Ne grăbim să le terminăm pe vista presei, mai zic dragul și repede. Dar se poate face, uite, se poate face, de exemplu, un filmuleț, o simulare cu toți elevii care sunt corecți, să se înlocuiască acolo la centru filmarea aia și aia să miște. Bun. Ar fi o chestie și asta, ar fi o chestie. Deci mai aveam din ziua de Cluj o chestie foarte, lumea nu este mulțumită pentru că stațiile de tramvai s-au mutat și atunci e foarte greu să meargă la ele, pentru că te duci în stația de tramvai cu autobuzul, dar nu contează. Să spun eu una foarte, foarte repede. Record mondial de râgâit, 18,1 secunde. Vă așteptați la așa ceva? Nu, nici noi. Nu mai râde cu cutaj din gură, Dragoș, și tu. Pe bază de bere, pe bază de castravete, pe bază de ce era chestia asta? Asta nu este întrebarea de nici tu, Dragoș, și nici tu, Adrian Cucu. Nu mai puneți întrebări, pentru că ne grăbim foarte repede. Bine, dă-i repede. Felicitate, pentru că mai apoi să vină horoscop.